din partea mea de desert. Ar trebui să le fie rușine că nu te invită să iei cina cu noi. Ce vrei? O piată profesoară de muzică. Plătită cu doar 4 lire și un sfert. Ei, poftim, să pune ei mâna pe asemenea minune de fată doar cu 4 lire și un sfert din tine valorează mai mult. Și acum mănâncă-ți mărul. Aveți invitat la cine, nu? Mai nimeni. Mătușa Charlotte a venit încă. E doar bătrânul Bolami. Bătrânul Bolami e mai nimeni. Bătrânul Bolami e cam ca baba, cu magistra la tribunal de poliție. Ascultă, ce, nu o să se supere mama dacă nu o să vadă că n-am plecat încă? Dai vina pe mine. Poți să-i spui că levuta a rămas foarte în urmă cu lecțiile. Din potriva, aș putea spune că ești prea avansat în anumite privințe. Ai dori să-ți concentrezi atenția asupra lecțiilor de muzică. Mama e prea mândră de mine. Da, însă mai este și tatăl tău vitreg. Babacu! Știi, Betty, când am aflat că noul meu tată e magistrat, tribunalul de poliție, mi-am zis, cis, s-a zis, dacă nu-ți bagi mințile în cap, mă refer la note, babacu, o să te amendeze și o să stai gologanii de buzunar. Când colo? Atenție, vine cineva! 1, 2, 3, 4, mi. Cis. Uaic! Vinul de Porto, abia l-am putut subtiliza. Bătrânul domn pășește cap pe ochii din cap. Ai un pahar? Ce e în mână nu-i minciună, nu-i așa, domnule? Poftim, scumpa mea Betty. Mare pișichel jupănul. Ce idee, nici nu mă gândesc. De ce nu? Are doar 14 ani. O singură înghițitură și n-am să mai fim capabilă să-ți predau o lecție cât de cât decentă. Status, scumpule. Nici gând, e pentru și tine. Și de parcă n-avea 40. Nu pot să-l beau. Trebuie. De când a venit bucătarul, face scumpa de scumbiile. Ești un pisălor. Iar tu, antipat. Ca să nu mai se de popa. Uai! Atenție, domnule Cis. Și 1, 2, 3, 4, mi. Într-adevăr, îl țin, îl port-o cu mine clipă de clipă. Doamna va aprecia. Nu știu, doi ași împreună. Lecția s-a terminat de mult. De ce nu joc vin un petișca n-a stat în pășița? Am să-i comunic doamnei. Domnule, Cis! Am o scrisoare pentru dumneavoastră. Pentru mine, Popham? Da, domnule. Un bilețel de la o tânără doamnă care până miercurea trecută era centrul pământului pentru dumneavoastră. Numele ei este Emma Popham. Vezi de treabă, Popham! Ehe, nu era vezi de treabă, Popham, înainte să vină în casă și cântăreața asta. Cască ochii pe foaia aia înainte de culcare, smulță din romanul sedusă și abandonată sau gelozia plătită cu sânge. Citește cu atenție, este vorba despre noi doi. Soia naiba, Betty e geloasă pe tine. O fată în casă geloasă pe mine și încă pentru un puștan de 14 ani. Oi fi având eu 14 ani, dar mă simt un adevărat bărbat. Păi doar 16, diferența nu-i prea mare. Dacă ai vrea să mă aștept să crezi și eu câțiva ani, te-aș ajunge urgentisim din urmă. Vrei să mă aștept să crezi, Betty? Nu pot, am bătrânit la fiecare clipă. Betty, nu știi pe cineva care să-mi împrumute vreo 5-6 ani? O, mulți ar vrea să te împrumute și dau că ai dori să reușești. Adevărat? Ce? Pentru că eu, pentru că... Cis? Mi. Mi. A, Cis, copile, tot cu muzica ta. Da, mami, mereu eu cu ea. Cu muzica voiam să zic. Nu o putem reține pe domnișoara ta, atât de târziu. Vai, vă mulțumesc, nu-i nimic, eu... Eu mă tem că nu progresăm îndeajuns. Dacă repet bine bucata asta și dacă îmi iese de data asta, mă săruți, domnișoara Tomlinson. Nu știu dacă se cuvine. Poți să-i promit, doamnă? Nu, categoric nu. Și Charlotte, care întârzie. La noi se intră încăța prin toată casa, Bolami, pe unde vrei. Da, eu ați schimbat obiceiul ăsta prost. Eu nici auza prea furia la locul de regit. De asta poți spune mie tot timpul așa, cu de tablete. Ah, gata, aici erai. Bună ziua. Tot ce mă îngăduseau după masă ăsta este o tabletă de bicarbonat. Câteodată două. Vă explică și doamna Poschet? Nu, mulțumesc. Bună ziua, doamna Poschet. Ah, domnișoară, doamne, să ne trezim ca aici?
Nu plecați. Sunt fericit să-l văd pe Cis atât de atașat muzicii. Și Charlotte, care nu mai vine. Presupun că are trenul în întârziere. Mai rămâi, Bolami. Trebuie să-mi pun nata. Da, simt că mai rămâne o vreme cu plăcere. Chiar sunt curios să o cunosc. Cred că ești o domnișoară adorabilă. Habar n-am. Și eu o întâlnesc pentru prima oară. O să ne împărtășim reciproc impresia. Vreau să discut cu tine, Eneas. Despre domnișoara Tomlinson. Micuța ta protejată. A, într-adevăr. Micuță și foarte drăguță. Foarte. Încă nu suficient de matură ca să exercite o influență determinantă asupra viitorului muzical al băiatului. De ce nu angajăm noi un profesor? Pentru un puști? E un puști. Un băiet Sandru de 14 ani. E 14. Un băiet Sandru de 14 ani care se află abia la primele exerciții. În plus, iubitor, cunoști interesul pe care îl port domnișoarei Tomlinson. Am întâlnit-o cu prilejul una dintre acele nefericite cazuri la tribunalul pe care destinul m-a hărăzit să-l prezidez. Domnișoara Tomlinson, vrei să ne întâți auzi cu puțină muzică? Cu plăcere! Obligat să te fici pentru ștengarul acesta, figurul tău adoptiv, e teribil de precoce. Nu e așa. Când domnișoara cânta, el mi-a spus unul de ce mai amuzante bancuri pe care am auzit vreodată. Nu mi-am dat să fiu niciodată atât de multe tablete. Dragul meu, Bolami, căsătoria mea constituie din toate punctele de vedere un succes desăvârșit. Are chiar și o latură romantică. Frumoasă femeie, ce zici? Da, foarte, foarte. N-am întâlnit niciodată o persoană mai stilată și mai înzestată cu multă eleganță. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Bolami. Ne-am cunoscut în străinătate, la Băi, unde îmi petrecuse în vacanță. Păi ce să zic, dacă la Băi poți găsi o asemenea soție, la anul mă duc și eu. Eu trebuie să plec. Voi reveni mâine de dimineață foarte devreme. Nu, mă tem că îți neglijezi celelalți elevi. Vai, dar ei nu sunt atât de pasionați ca Cis, pardon, ca domnul Farrington. Noapte bună! Noapte bună, dragă!
romantică poveste, noi așa ne-am căsătorit în străinătate, fără să invităm rude sau prieteni. Iată de ce nu mi-am cunoscut niciodată cumnata pe domnișoara Verinder, care ar trebui să apară din... Aghi! 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 Am ajuns. Presupun că dumneavoastră trebuie să mă îmbrățișați. Sigur! De ce nu? Charlie! Aghi! Domnișoara mea, nu te-a sosit doamna? Da. Da. Bine. Era o tăță pe drum să o tai cu cuțitul unul alta. Soțul meu. Încântată. Fiți binevenită în casa noastră, domnișoară Verindă. Îmi pare bine. De ce nu m-a dat-o să văd? Ăsta e băiatul tău. Da. Dar ți-ai făcut frumoasul ăsta de școlar la vârsta lui? Shadi, tu nu vrei un ceai? Da, da. Să-mi dai înapoi sedusă și abandonată după ce citești, dezmățatule! Dar ce-i făcut frumosul ăsta cretin la vârsta lui? Charlotte, ești obosită și vrei să te schimbi. Niciun cuvânt în legătură cu vârsta fiul meu, deocamdată. De ce? Să fiu al naibii! Mătușa Charlotte e piesă, e trăznet! Da, pară femeie cântătoare. Păcat că n-ai ajuns să mă sărute! Hai, babacule, să facem o partidă! O partidă? Da, m-a învățat băiatul un joc numit Artificii. Aha, și ce câștigă? Deocamdată el câștigă, dar afirmă că voi începe și eu odată ce mă perfecționez. Ah, ce ștrengar! Îmi place puștiul! Eu la vârsta lui nu eram așa de inventiv. Nu e așa că e un băiat adorabil? Când te gândești că are numai 14 ani? Apropo, babacule, dă-mi 10 lire pentru început. Distrați-vă, numai să nu învățați băiatul să joace pe bani. Nu știu, eu nu știu eu și doamna, avem și de băieți. Noi jucăm un meci de căști și de la voastră puteți discuta la nicii. Bine că nu s-a pe capul nostru. Ne putem vărsa necazurile în liste. Vreți să încep tot? Da. În sfârșit m-am logodit capitanul Horaz Vale. Vai, Charlie, ce bucuroase sunt. Și ele, bucuros. M-a cerut soție marțea trecută, la balul vânătorilor. Mi-a spus, pe toți dracii te iubesc înfiorător de mult. Și tu, tu ce ai răspuns? Ah, păi eu am răspuns, dacă vei fi mereu la fel de englobent, nu voi putea să-ți rezist. Și așa m-a lăsat lucrurile. Mi-a interzis să triptez până după urmă tău. Asta e cazul meu. Care era tău? Ceva îngrozitor. Curaj, ce s-a întâmplat? Ei bine, Charlie, după cum știi, când a pierit sărmanul meu soț Billy, mă aflăm la o vârstă foarte delicată. Da, dragă, aveai 35 de ani. Dar tocmai asta voiam să spun. 35 de ani este o vârstă foarte delicată ca să rămâi singură. Și așa dai că mă ajung matrimonial. Adio, pierdere reparabilă. Adio, văduvie. Voi și cam la vreo 5 kg în plus. Da, Charlie, mai puțin de lună am și coșit triumfătoare la altar. Numai că, scumpa mea, am încurcat socotelea anilor și de aici mi se trage nenorocirea. Vai, dar ce s-a întâmplat? Nu am avut niciodată încredere în dragostea lui Eneas și mi-a scăzut vârsta cu 5 ani. Ei, lasă că nu ești singura, nici ultima femeie care procedează așa. Dar Charlie, Dumnezeu, să mă dai consecințe. Totul s-a întors cu susul în jos. În consecință, a trebuit să-i dorm gogoș, un om proporțional. Ce înseamnă că CIS nu se putea naște acum 19 ani. Tu știți, fapt s-a întâmplat. Acum sper că înțelegi. Așadar, CIS nu are 19 ani, ci 14. El are încredere mama lui, desigur, așa cum se și cuvine. Ca femeie prudentă ce sunt, i-am ascuns lui însuși vârsta dintotdeauna. De ce? Pentru orice eventualitate. Dar e teribil de greu pentru sărmanul băiat. Tendințele, ambițiile, instinctele sale sunt teribil de avansate față de regimul său de viață. Mâncarea, cărțile, distracțiile care suferă nu se potrivesc deloc cu gusturile, cu puterea de judecată și cu predispozițiile lui actuale. E de la sine înțeles. Și colac peste popoză, mizerabila lui mamă mai are și cugetul încărcat că i-a scurtat viața propriului vestar. Lasă că n-ai ajuns până acolo. Ba da, am ajuns că vezi tu, dacă va ajunge să trăiască, să zicem, 100 de ani, va trebui să-l mormântăm la 95. Mai ce dreptate. Și mai ești un altul. Țis este un favorit al tuturor prietenilor noștri, îndeosebi al femeilor. Chiar și micuța lui profesoară de muzică și toate femeile îl mângâie și îl sărută, deoarece este un băiat încântător.
iar eu nu le pot opri. Sau că nu e îngrozitor să vezi toate aceste femei inocente, julindu un măgădo de 19 ani. Dar ele nu știu ce vârstă are. Mă tem că le-ar putea să știe. Și chiar trebuie să o afle. Vezi tot ce are în gibelan, în frate. Încă un sfert de oră și gata. Ce fel de om este domnul Boschet? Nici un minut în plus. Revanșa și gata. Este cea mai deosebită creatură din câte pot exista. Ce s-au vândut de vași și le-au rămas practic vreo 5 pani? Și eu sunt mirat. Ei sunt veritabil filantrop. De ce sare să ne împrumute ceva bani, nu-i așa, Cis? Desigur. Plătește din buzunarul lui propriu jumătate de amenziile pe care le aplică. Atunci ascultă sfatul. Nu mulțumesc! Mărturisește-i totul! Nu îndrăznesc! De ce? Bată se prost cu toate listile. Aș rămâne pentru toată viața cu un sentiment de inferioritate față de dânsul. Atât de bună, doamnă Pachet. Plecați atât de vreme? Urăsc oamenii care nu știu să piardă. Cis, condul pe domnul Bulan. Nu mai am bani nici pentru taxi. Vă împrumut eu. Nu mulțumesc, merg pe jos. Nu mai am nici bicarbonat. Știu ceața afară. Ai și primit o scrisoare, Charlie. Nu mă face să rășesc. Da, e la capitanul Horaz Vale. Aș știu că vin la voi. Pentru mine nu e nimic de la Amanda Blond. Și bine că n-am văzut-o mama. Lady Jenkins nu se simte prea bine. Dacă Horace Vale s-ar afla în momentul ăsta lângă mine, l-aș colmui. Charlotte, uite ce mi-a scris. Stimată domnișoară Berinder, aflu chiar acum despre filitul dumitare nesucotit cu maiorul Bistrow. La Mit, marcea trecută, la 3 zile după rogona noastră. Scrisorile și cadourile dumitale, inclusiv agrafa de păr cu capătul de aur, pe care mi-ai dorit-o la balul vânătorilor, îți vor fi returnate mâine. Pe toți dracii, între noi s-a sfârșit. Horace Vale. O, Charlie, îmi pare atât de rău. Totuși ai putea să dezmici această acuzație. Asta e că nu pot. Draga mea, sunt sigur că vei fi încântată. Am primit o scrisoare de la Conoren în Lucky? Da, bun vechi coleg de-al meu de școală. L-am întâlnit seara, la Crăciun l-a rugat fixe de o seară pentru noi. A acceptat invitația pentru mine. Lucky? Ascultă ce scrie. Îmi face o deschidă plăcere, deoarece mă consider un vechi prieten al soției dumitare și al primului soț. Amintește-i, te rog, că sunt capitanul Lucky, care a fost nașul fiului ei, când acesta a fost botezat la Barota. Vai! Iubita mea, ce s-a întâmplat? Mi-am lăsat piciorul. Waic! E nașul băiatului. Când a fost botezat Cis? La o lună după naștere, așa cum se obișnuiește. Va fi o vizită foarte plăcută. Ia să văd. Să văd scrisoarea. Strada Cork, numărul 194. Charlotte, îmbracă-te și nou cu mine. Agata, ești nebună? Trebuie să-i închid gura înainte de a pune piciorul aici. Ți-ai revenit, draga mea? Lady Jenkins este foarte bolnavă. Nu poate cobori în pat din cauza unei nevragii. Ușor indispusă, un fleac de răceală contractată, probabil la expoziția de câini. De unde-ți cumperi tu batistele? Nu scrie nimic despre nevralgie sau că nu poate cobori din pat, draga mea. Dar Enea spune, nu citești printre rânduri. Este scrisoarea unei femei care nu se simte deloc bine. Foarte bine, dacă ți este duc, te voi însoți. În niciun caz, Enea. Charlotte insistă să mă însoțească ea. Vom merge cu o trăsură închisă ca să ne fie cald. Cu mine al treilea va fi și mai cald. Nu ne-am înghesuit prea tare. Eneas? Ce s-a întâmplat, babacule? Mama ta și domnișoara Verinder Flacco. Unde și-au pierdut mințile? O noapte oribilă. Da, știu, însă Lady Jenkins e grav bolnavă. Sper că a trecut-o pe mama în testament. Nu, ci mama ta se duce să stea la căpătâiul ei, să o țină afectuos de mână și să-i spună de unde se pot cumpăra batistele. Lasă. Bun, babacule, vii cu mine. Să vin cu tine? Unde? Hotel de Princess Strada Mii, cu o trăsură faină ajungem în 10 minute. Hotel de Princess Strada Mii? Nu știi ce vorbești, bete. Ba, știu, pe cuvânt că nu pot lăvrăgești dacă îți arăt o scrisoare. Nu-ți promit nimic. Uită-te la asta. Hotel de Princess Strada Mii. Dragă domnule, dacă nu treceți să vă achitați datoriile, nu vă mai pot reține camera. A dumneavoastră, cu respect, Amanda Blond. Doamne Dumnezeule, copilă, ai o cameră la Hotel de Princess? Ei, o cameră. Ce v-a mai arătat să caut cotineață? Doar nu ocupi tu. Nu eu, prietenii mei. Știi, babacule, nu voiam ca prietenii să țindre prin casă, să-ți facă mizerie, așa că am închiriat o cameră. Când vreau să mă întâlnesc cu ei, îi primesc acolo. Bine, dar tu nu ești decât un copil. Fiecare om are exact vârsta pe care o simte.
Eu mă simt bărbat în toată puterea cuvântului. Charlotte, grăbește-te! Vine mama, mă duc să-i spun lui Ex să aducă cea mai hotorogită trăsură cu putință. Băiatul ăsta mă amețește. Hotel de prinses, strada mic, ce să fac? Să-i spun maică-si. O să încărunțească de groază. Mă duc să lămuresc lucrurile. Ai trimis după trăsură, Eneas? S-a dus și sărmanul băiat. La ora asta trebuia să fie deja împătuță. L-am trimis pe după trăsură, mami. Mulțumesc, fiți băiatele. Wike, grăbește-te! Dacă-mi permiteți, eu m-aș retrage în camera mea. Simt că mă apucă iar durerea de cap. Du-te, băiatul meu drag. Noapte bună, mami. Noapte bună, tanti Charlotte. Noapte bună, Cis. Noapte bună, babacule. Ai tot făcut bogoașa, ba chiar două, domnule. Ai spus că te duci în camera ta. Chiar așa și fac, mă duc să mă schimb. Ai spus că te apucă durerea de cap. Dar eu cum mă duc la hotel de prinses, mă apucă durerea de cap. Mai fi de la trăsura aia. Draga mea, mi-a venit o idee. După ce pleci tu, n-ar fi rău să trec și eu pe la club? La club? Asta ai fost acolo. Îmi amintesc, draga mea, dar există mulți bărbați care merg acolo în fiecare zi. Frumos exemplu pentru Cis. Insist să rămâi astă seara acasă, Ineas. De ce nu lași? Pentru că s-ar putea să-l găsesc acolo pe colonelul Lucru. Dacă Lucru e acolo, asta înseamnă că nu vă găsiți la club. Atunci o să-l căutăm la club. Doamne, nu intră niciodată într-un club. S-au mai văzut casă. Trăsura să știe îndată, doamnă, să fiți pregătită. Să știe îndată? De ce n-ai venit cu ea? Am mers mai repede decât trăsura, doamnă. Este un cal bun, merge încet, dar sigur. Deci n-ai altă trăsură mai bună? A, nu, trăsura excelentă. Calul spuneam că... Bine, cu urma. Te conduc până la trăsura, gata. Nu mulțumesc. Dar insist să te conduc. De ce nu lași? Pentru că s-ar putea, pentru că o să vrea să dea el, a trebuit să vrea. Rămâi aici, noapte bună. Noapte bună, domnule Fosfie. Noapte bună, domnișoară Perindă. Vrei să-i transmis ceva lui Lady Jenkins? S-o ia naiba. A trecut furtuna, babacule. Ok. Ce naiba cu hainele astea? Le-am comandat unui croitor din Brinkton Crate pe 6 luni. Mi-a promis că-ți trimite ție nu, dacă să nu o vadă mama. Nu merg nicăieri cu tine. Dar ce-i, babacule? Nu-ți plac țoalele mele? Cine știe în ce dandana mă bagi? Grăbește-te, babacule, grăbește-te. Ieșiți, doamnele? Da, parțial, jumătate de tur de parc și probabil din nou acasă. Vreau ce ești, sunt într-o situație îngrozitoare, ce să fac? Fă ca mine, dă-i un bacșiș. Uite, dă-i astea și spune-i, Wike, știu că-ți dorește o umbrelă nouă. Ia-ți una foarte bună. Stă până are cheile, întrucât poți să te duci la culcare. Wike! Da, domnule. Du-te la culcare, cumpără-ți una foarte bună. Stăpâna ta are cheile, pentru că știu că-ți dorești o umbrelă nouă. Da, domnule. Așa vă face, da. Să aveți grijă de domnișorile Cis. Excelent, babacule, excelent. Ți-e foame? Foame? Iar am spus o minciună. Ai spus nicio minciună, babacule. Uai, chiar își dorește o umbrelă nouă. Hai să mergem. Ia să văd. Ce? Doi penny? Gata, îl torn cu coare. Suntem nerăbdători să vedem ce ați pregătit. Doamnelor și domnilor, vă spune bine ați venit la minunatul nostru hotel, Hotel de Prinses. Vă dorim să petreceți clipe minunate alături de noi. Să cântem muzica! Good to see you.
mersi. Doriți o cină ușoară pentru dumneavoastră și prietenul dumneavoastră. Domnul Skinner. Skinner? Mai vine cineva? Nu, ta e Skinner. Domnul Skinner e de la bursă. Ah, domnul Skinner. Vă doresc să petreceți o clip... Vă doresc să petreceți o seară minunată alături de noi. Ce mai faci, Zidor? Moa, testele bine. Et vous? Oui, oui, merci. Aș vă decis? Așa nu mai mergem. Binevoit să plătiți mica dumneavoastră datorie. Ori mai găcați jamais în local. S-a dus câștigul meu pe astă seară. La câse lire am dat? Mă iertați, vă plec. 90 lire. Mai trebuie 20 de lire. Skinner, ai ceva bani în buzunar? Să nu pui restul în supat, Izidor. Ce vrei să spui? Pune restul în supat. O să-ți arate domnișoara Izidor cum pune restul în supat. Izidor, arată-i domnul Skinner cum pui tu paralele în supat. Ba, domnule Ferdinand, mă iertați, vă plec. Nu, nu. Domnul Skinner dorește să-i instruiască. Trebuie. Să presupunem că eu. Trebuie să dai la dumneavoastră restul de 30 de lire. Să presupunem. Trebuie. Înainte de eu, aduc la dumneavoastră rest. Așa, strecor puțin 10 lire sub notă. Și spun, mă iertați, vă plec, restul dumneavoastră. Dumneavoastră luați rest, dați la moa 20 de lire și totul este perfect. Eu, dar dacă număr banii, văd că lipsează 10 lire. Atunci eu spun, mă iertați, vă plec, cum îndrăziți dumneavoastră, spuneți asta la moa. Nota este 100 de lire, numărați încă o dată. A, desigur, acum totul e în ordine. Bine, atunci dați la moa 10 lire. 10 lire pentru ce? Pentru lipsa de încredere. Hai, repede, repede. Gamsa, mersi. Restul dumneavoastră, domnule Ferdinand. Ești grozavă. Bună seara, doriți să vă distrați? Cam așa ceva. Știu că de obicei luați masa în această cameră. V-ați supărat societatea astă seară? O, Amanda! Vă rog, vă rog, faceți-mi această favoare. Tocmai a venit un bijar care mi-a dat o scrisoare. E de la un vechi client, un domn pe care nu l-am mai văzut de peste 20 de ani și dorește să cineze cu un prieten în această cameră. Este purul adevăr. Dragă blond, sosit proaspăt din India, doresc să cinez cu prietenul meu, capitanul Vale, astă seară în vechea mea cameră, la vechea mea masă. Te rog să aranjezi asta în amintirea celor vremuri de mult apuse, al dumitale colonel Alexander Luke. Fie să-i cedăm și pe noi unde ne pui? Oh, veți avea cea mai bună cameră din local, una vecină cu aceasta. Îl cunoașteți de mult pe domnul Ferdinand, e un tânăr minunat. Acum, dacă nu vă supărați, puteți merge în noua dumneavoastră cameră. Ai să arăți mai bine după vreo două bar de șampanie, babacule. Vrem șampanie, doar. Să vedem. Ce băiat de viață, domnul Feli. Intrați, vă plec. Da, chiar asta e camera. Intră, Vale. Asta e bătrâna mea, camera de obișnuiam să cinesc. N-am mai pus picior aici de peste 20 de ani. Ehe, ce chefuri mai trăgeam aici cu 20 de ani. Nu râde, Lupin. Nu râde. Frumos din partea ta că vrei să mă înțelegi. Dar pe toți ființii, inima mea e zdrobită. Vezi că am zimeși floarea, domnișoară, ce naiba! Mă iertați, vă plec. Ați comandat cina, domnule? Vreți să vă aduc ceva de băut? Da, comanda este pe dosul biletului meu către doamna Blond. Servește-ne imediat. Bine, imediat. Imediat vine și comanda dumneavoastră. Așa, prin urmare, Vale, femeia asta te-a tratat cu cruzime. Într-un chip absolut revoltător. Ce-o spun ca între bărbați. Numele este domnișoara Verită. Charlotte. Scuză-mă, Lupin. Desigur, desigur, durerea te onorează. Drăguță femeie? Oh, delicioasă, oratoră impecabilă. Tot din zi, original, nicio plombă. Am cercetat cu atenție. Mare pierdere. Și era bine făcută? Perfecționat întruchipată, când era 40 de kilograme. Și am pierdut-o! Dar de ce v-ați despărțit? Am făcut cadou unui bărbat o
pereche de papuci vechi de casă. La 3 zile după logodna noastră. Nu se poate. Fapt incontestabil. Le amintește Priston? Gordon Priston? Desigur, un băiat admirabil. Nu i-a dat papucii! Secătura! Vrei să începem cu un vinușor sau trecem direct la șampanie? Mi-a zdrobit inima, bătrâne. Aș trece direct la șampanie. De ce nu n-ar fi aducând cina? Inima mea a fost zdrobită ca așa ta. Prima oară zdrobită în Irlanda, zdrobită din nou la Londra, iar apoi a fost făcută bucățele la Calcuta. De data asta de către o femeie măritată. O femeie măritată? Da, răpusata mea soție. Aia zdrobire de inimă, când te ia de bărbat, nu când te părăsește. În sfârșit, cina, ți-e foame? Mi-e tare foame. Colonele, două doamne așteaptă jos într-o trăsură. Doresc să mă întâlnească singur pentru câteva minute. Cine să fie? Doamna Poschet. Doamna Poschet îl imploră pe domnul colonel Luchin să-i acorde 5 minute într-o problemă urgentă și fără niciun martor. Dragi, te pomenești că Poschet o fi bună. Desigur, desigur, cobor imediat. Afară plouă, nu mai bine le poftesc sus? Da, o să rog pe capitanul Vale să treacă în altă cameră. Hai, grăbește-te, spune-le că sunt singur. Da, colonele. Kellner, Kellner, domnișoară Izidor, unde mama măsie ești? Bine, domnule, bine, mă iertați-vă, este prin hotelul, ce să fac? Mă împar și eu cum pot. Scumpul meu, Vale, îmi pare nespus de rău că sunt nevoie să te deranjezi. Două doamne, dintre care una soția unui foarte mic prieten, au venit aici după mine și vor să schimbăm câteva cuvinte între patru ori. Tu decizi, cum crezi că putem rezolva problema? Nu e nicio problemă, bătrâne. O să trec în altă cameră. Îți mulțumesc, ești un băiat din spravă. Știu că te mai țin și flămul pe deasupra. Unde o fi, frate, fata asta? Nu știu, a dispărut, dar o să mă strec ori pe aici. Ce doriți? Cine sunteți? Scuzați-mă. Camera asta e ocupată! Ei, lasă, găsesc eu camera liberă. Ce să liberă? Da, poți să nu, nu vreau să te aranjez. Și aici este ocupat! Colonele, ești singur? Doamnele au sosit. Un moment. Vale, ce naiba facem? Ascultă, îmi amintesc că acolo în spatele ferestre este un balconaș. Ești afară pentru câteva clipe. Nu te reții mult, nimic important. Probabil soțul a avut o criză sau cam așa ceva. Probabil. Ești un băiat dispravă. Stai, ia-ți pălăria. Colonele. Un moment, sunt profund dezolat. Te mai ții și flământ. Stai, asta e pălăria mea. Nu e nicio problemă, bătrâne. Are spațiu cât într-o carceră. Intră, blond. Colonele Luchin. Doamnă, vă rog, veniți-vă în fire. Ce să credeți despre mine? Cred că sunteți o persoană încântătoare. Mulțumesc, sora mea. Las loc. Blond, ce e asta? Plouă, toarnă cu căleata. Nu zău, chiar așa? Din balconul acela se mai poate ajunge undeva? În stradă, cu balcon cu tot. Ce vrei să spui? Abia se ține, se poate prăbuși oricând. Nu vă recomand să-l utilizați. Sunt onorat, doamna Poschi, de această vizită, deși pentru moment nu pot imagina... Colonele Luchin, am fost la dumneavoastră acasă, strada Cork, și servitorul ne-a spus că cine a scumpit în evacuare de prințesă. Sper că nu va intra nimeni, că timp suntem aici. Nu vom fi deranjați. Dumnezeule, nu cred că mai are bădă în viață. Mă tem că ați venit să mă anunțați că Poschet e bolnav? Nu, soțul meu este acasă. Doamne, iartă-mă, l-am ucis. Colonele Luchin, pe cine? Doamne, nu m-ați înțeles. Sunt sigură că Poschet este acasă. Sunteți sigură? Ce bine e să fie omul ăla la acasă pe vremea asta. E bolnav, sărmanul. Oare îl mai ține? Oare cât cântărește? Simptome certe de insolație. Sper să n-aibă peste 60 de kilograme. Vă asigur că soțul meu este acasă. Săracu, ce ud luarcă. Nu, e perfect uscat, la ora asta dorme dus. Ce-i asta? Mai tași putem, dă-i de dumneavoastră. În camera vecină. Termină la tagin și hai acasă, mi-e tare foame. Colonele, doamnă, la dispoziția dumneavoastră. Colonele, ne-am cunoscut acum 20 de ani la Baruda. Când vă privesc, mi se pare cu neputință. Atunci nu priviți. Și asta mi-e cu neputință. Mă simt aici atât de pisos. Ați participat la botezul băiețelului meu? Desigur. Vă amintiți ce copilaș adorabil era? Destul de pirpiriu, vreo 60 de kilograme. Colonele Luchin. Da, iertați-mă, am fost la botezul fiului dumneavoastră. E puternic, sorele India. În India, mi-amintesc perfect copilul. Are capul acela care a ghiozit hipopotam? Colonele Luchin. Iertați-mă,
În calitate de naș, am dorit capul unui hipopotam mâna de mine în India. Se spune că poartă noroc. Vă rog să mă scuzați, sunt foarte tulburată. Vă rog, veniți-vă în fire. Ură din partea lui Lupin. Sunt totul la piele și în plus complet înfometat. Cine m-a mamă și orfii și femeile astea? Iertați-mă pentru o clipă. Ce idee vulgară. Să-i dăriați un cap de hipopotam. Bineînțeles că l-am aruncat chiar a doua. Cum se încep cear? Aruncă-te în apă și luată. Dar mai repede. Sunt moarte de foame și vine miros nebunitor de friptură. Oare mai ține? Colonel Lupin. Doamnă. Colonel Lupin, îmi sunteți prieten de 20 de ani. Vă fi mai mult decât sincer cu dumneavoastră. Aveți intenția să cineați cu mine? Doamnă, voi răspunde sinceritate cu sinceritate. Da, intenționez. Soțul meu a aflat că mă cunoașteți din vremea primei mele căsătorii. Ei bine, mâine la desert, vă rog să nu-i pomeniți soțul meu vreodată. Ce să nu-i pomeniți vreodată? Să nu rostiți niciodată vreodată. Vreodată, niciodată, nu înțeleg. Mă refer la date, luni, zile, date legate de căsătoria mea cu domnul Feringa. Dar de ce? Voi fi mai mult decât să cer cu dumneavoastră. Ne-am rostit trecut. Ne-am rușit trecut. Nu văd de ce, doar răposatul dumneavoastră, soț a murit de moarte naturală. Nu s-a prăbușit cu balconul poplai ferențial. Și ce ați făcut? Am mințit că am doar 31 de ani, că m-am măritat prima oară cu 15 ani în urmă. Și băiatul meu ne-a ridicat 14 ani. Și doriți ca eu să consim la toate acestea? Tot ce vă ceriți să-i fitați prima datelor. Bine, dar când se divita la masă de un prieten... Nu-i cazul să-i stricați poftă de mâncare și numai a lui și a mea. Lucin, promiteți-mi. Dați-mă un răgat să mă gândesc. Ah, Vale, trebuie să fi răcit și el. S-a dus și încă fără niciun strigăt, ca un adevărat militar britanic. Colonele Lupin, îmi promiteți? Acum vă promit orice, orice. Vai, vă mulțumesc, vă pot ruga să ne conduceți până la trăsură. Desigur. Slavă ție, Doamne, în sfârșit pleacă. E în ordine, să mergem. Comanda dumneavoastră. Vai, bolile, sunt minunat. Permiteți-mi să vă ofer ceva de băut. Mulțumesc. Cum doriți? Spune, da, am mers cu trenul 7 ore. Știi ce înseamnă asta? Acceptă. Să mergem. Colonel Lupin, adevărul este că sărmana mea soră a călătorit toată ziua. Dar nu vreți să-mi spuneți că îmi faceți inestimabilă plăcere. Charlotte, mă uimești. Vorbești copilărie. Aici vine oameni de ce mai respectabil. Asta e de-a dreptul nerușinare. Ce-a fi făcând acum? Mama mări să-i pierdă-ne. De benzina în zoui nici cărătițele ei nu-mi ies din gând. Dar mai puicuța m-a părăsit, pentru un conter amolit. Cântă-și tu, babacule! De benzina în zoui nici cărătițele ei nu-mi ies din gând. Ce straniu, mâinea asta e foarte bună. Nu recunoști voce asta? Singura voce pe care o recunosc acum e cea poamei și a setei. Probabil sunt prea obosită. Dar mai întâi să păstrăm un moment de reculegere pentru eroismul armatei noastre. Scumpele mele doamne, iertați-mă, sunt o gazdă mizerabilă. Pe toți dragi, chiar ăsta e adevărul gol-goluț. Poate ați observat că la început am fost îngrozitor de indispus. Asta e temperamentul meu, când depresiv, când impetos. Tocmai am trecut de la una la alta. Serviți! Mulțumesc! Dar mai multe ore fericite a petrecut în camera aceasta. Iar cea prezentă, dintre cele mai fericite. Prima oară am pășit la hotel de prinses în anul... să mă gândesc că... Nu mai aveam puțin lămâie. Sper că nu am avut cruzimea spuita de lămâie. Dar unde ar fi? Colonel Lupin, te rog o cupete mai puțin de lămâie. Dă-mi voie să te servesc. Dacă permiteți, eu să sun totuși să mi se aducă niște lămâie. Lupin!
mâine. Agata! Charlie, ce s-a întâmplat? Agata, Agata! Charlotte, ți-e rău? Nu, uite-o mână! El e blestemat cu el în mâinile alea. Pune-le jos odată, domnule. Îi spune, domnule, trebuie să fie un bărbat. Într-adevăr, e un bărbat, nu pune gar. Asta e prieten tot colonele Luchin. El e prietenul meu. Stă acolo și își așteaptă cina. Prietenul dumitale? Hai acasă, dragă. Nu, ascultați, ca să nu vă pun în situația neplăcută de a întâlni un necunoscut, m-a rugat să retrag pe balcon. Pe balcon? Colonele Luchin, ați compromis în chip rușinos două femei de bună credință. Din potrivă, am pus să joc viața prietenului meu. Auzit cuvânt cu cuvânt confidențele pe care vi le-am făcut. Ascultă-mă care explicațiile lui. Ce, nu mă susi, domnule? Vă asigur că n-am auzit aproape nimic. Vai, arată! N-am intrat în cameră decât după ce ploaie m-au dat ciuciulete. Bravo, vă auzi ce spune. Iar când am intrat... Horas? Domnișoară Verinder? Ce cauți aici? Ce cauți tu aici? A răspuns spirituale. Ce cauți eu aici, domnișoară Verinder? La drept vorbind, Luchin, comportarea dumitale pretinde unele mici explicații. A mea, domnule. Din fostul motiv meschin să vă arunci pradă furtunii, în timp ce dumneata te drăgătesc cu o doamnă care, după cum știi, mi-a zdrobit inima recent. N-ai știu că doamna ți-a zdrobit inima. Ți-a povestit totul din firapăr, Luchin. Comportarea dumitale nedemnă de un ofițer și pe deasupra de un gentleman. A cui nedemnă? A dumitale sau a mea? A mea, adică a dumitale. Domnule, te afli prezența unor doamne. Scoate spălăria. Spălăria mea e cu el. Scoate spălăria mea. A, scuze, nu știam popor. Este un tip foarte prezentabil, dar nu poți admira un bărbat în toată splendoarea lui când îl vezi până la piele. Colonele lui, nu aveți de gând să trimiteți după profesoră? Ba da, doamne, imediat. Un moment. Am unele mici explicații de schimbat cu domnișoara Verinder. Papucii de casă. La dispoziția dumitale, capitale Vale. Luchin, vrei să ai amabilitatea să ieși puțin pe balcon? În niciun caz, capitane. Vă temeți de umezeală, colonele. Nu sunteți un adevărat soldat. Știi prea bine care e situația. Un balcon acela nu poate suporta un bărbat ca mine. Ceea ce arată că unele obiecte neînsuflețite au mai mult bun simț, colonele. Nu arată decât că eu sunt un bărbat cu greutate. Lasă-te tipurile verbale. E îngrozitor de Dumnezeu. Spune să-ți fie. Na, vrea să-i prea scurt ca să-ți juc toți pisori. Îți poate telegrafia. E prea scurt. De geniți are telefon. Mergem în elea. Dacă Vale te iubește, spune să te sun. Astfel de înțeleaptă. Doamna, poți scrie domnișoară Verinder, noi... Eu și colonelul Luchin. Eu și capitanul Vale ne teme că ne-am lăsat alinați într-un moment de... firească iritare. De firească iritare, care a condus la grava necuvință a unei dispute. În fața unor doamne. A unor doamne încântătoare. Vă rugăm să ne iertați. Luchin? Doamna, poți să mă duc după trăsură. Domnișoară Verinder, mă întorc în 5 minute. Colonele Luchin, a trecut 10 minute peste ora închidere. Pot să vă rog să încheiați petrecerea? Nu vreau să stau peste program, mai am și eu altele de făcut, Silvuclea. Oare ne aflăm într-o țară liberă? Da, colonele, voi sunteți liberi să mergeți acasă, iar eu sunt liberă să dau de bucluc. M-ați lăsat în urmări, capitanul Vale. Se poate crede că eu am fost jurnara lui Trogorna? Dacă nu vrea ta, cine altul? Păstrez scrisoarea în care declar că totul s-a terminat între noi. Scrisoarea aceasta va ajunge pe masa tribunalului. Voi ști să mă apăr, domnule? Bun, ce ți-ai dat darul pe care l-ai făcut lui Gordon Bristow? Era o datorie de onoare. Am pariat cu el pe o cutie de mănuși vechi contra o pereche de papuci. Că trăsnet în zigzag va câștiga cupa armatei. Dar a avut o întindere de tendon și a pierdut cursa. Nu mă puteam căsători cu tine încărcat de datorii. Pe toți dragii, m-am purtat ca o brută. Mm-hmm. Vei putea uita vreodată acea scrisoare nenorocită? Poate, cu timpul. Dacă vei proceda la fel, ori de câte ori vei avea dechitat o datorie, vom fi tare nefericiți. Îți promit că nu voi mai scoate o vorbă despre papucii lui Bristow. Bine, dacă tu promiți asta, îți promit și eu că până la nuntă nu mai achit nicio datorie. Mergeți, nu plec. Au trecut 15 minute peste ora închiderii. Faceți ceva și grăbiți-vă. Eu nu mai pot să stau peste program, nu mă plătește nimeni. Haideți odată. Da, imediat, numai să-l convinc pe băiat. Eneas? Pe regulă, babacule, termină sticla. Băiatul meu? Domnilor, Silvuple, grăbiți-vă! Corupător infam! Pretindea că se duce la club și mizerabil urzește să-mi coboare copilul până la nivelul lui de ticoloșie. Ce să fac?
Nu îndrăznesc să-mi dezvolui prezența aici. Știi ce de făcut? Plec repede acasă și dacă ajung în mintea lui Eneas, ce se sper să se întâmple, va și amar de capul lui. Trebuie să la scară? Da. Stați! Nu faceți nicio mișcare! Situația e gravă rău! S-a întâmplat ceva îngrozitor și nici nu știu cum să vă spun! Spune odată, ce s-a întâmplat? Poliția! Poliția! Poliția, jos la intrare! V-am amenizat! Vai de capul meu, ce ne facem? Doamne Dumnezeule! Liniște, s-i vă plec! Poate că vom reuși să scăpăm de ei. Trebuie să schimb lumina ca să nu se vadă de jos. Vai! Liniște, simpuple, am mai fost amendat odată și risc să nu se retragă autorizația. Colonele Lucin, dumitale, trebuie să-ți mulțumesc pentru tot ajutorul oferit atunci. Bărbați nefinți, ce-ați făcut? Vreți să ne ucideți? Nu intrați în panică. Timpul s-a scurs într-un mod atât de plăcut cât a depășit ora de închidere a localului. Asta e tot. M-ați lăsat cum ar trebui să cătuga nevale. Horas, te înghiți limba? Mergați, rupte. Poliția pătă în sălăcar. Se apropie cu pașe peste locul acesta. Pregătiți-vă să dați nas în nas cu oamenii legii. Sunt chiar în dintre această cameră. Polițiștii, scotoce, sunt toată casa. Ascundeți-vă, faceți ceva. Nu mă băgați în belea! Vai! Stați! Nu vă apropiați de fereastră. Este foarte periculos să faceți asta. Au pus un om în spatele casă. Au pus oameni peste tot. Au început ca să dea dreptul. V-ați ascuns? Da. Da, vă mulțumesc foarte mult. Că, uite, așa voi putea justifica lumina pe care tocmai am stins-o. Vă mulțumesc foarte mult. Peici, grăbiți-vă! Scuzați-mă, poliția, tocmai intrat în camera unde cineam acești doi. Unul dintre ei se teme să nu-i se pună întrebări indiscrete. Vă rog să-i ascundeți, sunt foarte simpatici. Gis, e bine unde m-am ascuns? E perfect, babacule. Eneas și băiatul meu? Îmi pare rău. Cred că mă adresez unei doamne. Sunt întru totul victima circumstanțelor. Acceptați, vă rog, scuzele mele de a fi pătruns aici ca un intrus. Doamnă, s-ar putea să fie o manifestare de nervozitate din partea dumneavoastră, dar cert e ca un pișcaț de fund. Tale. Da, doamnă, revin imediat. De ce te trezești atât
centru și artist de mâșara blond. Cu plăcere! Firar să fie! Și acum Arlen, tot fie puțin, te rog? Te descurcat excelent până acum. Lucrezi foarte bine sub acoperire, ce să zic? Da, domnișoară, mulțumesc. Păi ce să zic, directate-i pasiunea mea. Nu te mișca și ține să respira cât de mult poți. Să-mi ține respirația, domnișoară? Da, vreau să aud câți oameni respiră în camera asta. Ești gata? Da, domnișoară, sigur. Stați să mă pregătesc. Dă-i drumul. Marlen! Da, domnișoară, spuneți-vă, rog. Respiri! Din păcate, da, este aproape imposibil să fac ce mi-ați cerut. Chiar în această seară te prins la raport. Da. Nu grâni! Da, domnișoară, dați un culoare de treabă, m-am obținut de era să-mi dau sufletul. Haideți să aprindem lumina. Sunt cel puțin o jumătate de duzine din divizia și în camera asta. Hai, papacule, hai! Mi-am imaginat eu. Sunt morți. Nu sunt morți, băi, dar ce nu-mi place pesimismul ăsta. S-au adus ori până în bucătărie, dar cu balcon cu tot. Marlen, pune mâna pe ei. O să vă reclam la poliție pentru ce ne întâmplate, domnișoară. Eu nu fac decât datoria. Datoria de a prinde infractorii și de a curăța toată țara asta de ei. Datoria și siliți pe aceste doamne și domni onorabili să-i țină respirația până aproape de apoplexie. Știți oare că am gâtul scurt? N-am avut de gând să vă sfoc, domnule. Din potrivă, am vrut să vă aud respirând cât mai tare. Numele și adresa. Sunteți militar? Cum ați dat seama? Stilul laconic, domnule. Oamenii de arme capătă cu o anume vârstă, o anume asprime. Lasă vârsta. Alexander Lukin, colonel. Infanterie ușoară, batalonul 3, în retragere. Locuiți aici la hotel Colonele? Nu, strada Corp 194, cu chirie. Foarte frumos cartel Colonele. Case frumoase, străzi largi, curs cu flori și verdeață. Vă mulțumesc. Cine poate să-și la rând? Oras Edmond Vale, capitan, ușca și nișorășai, hotel Stark, strada Conduit. Retragere? Ei, pe naiba, activ! Vă mulțumesc, colonel. Și acum, capitane, doamne. Nu! Lăsați pe mine. Domnișoară inspector, în momentul de față, ce ți-ai dorit mai mult? Nu-mi doresc nimic altceva decât să aflu numele și adresele acestor două doamne. Mai întâi doamna. Alice Melin. Alice Melin. Numele de familie? Fitzgerald. Adresa? Strada 101 Piccadilly. Necăsătorită? Absolut. Vă mulțumesc, colonele. Îți mulțumesc și ce adresă și ce-i dat. Și acum, capitane, cealaltă doamnă? Cealaltă doamnă este soara celelalte. Bine că se căzită? Desigur. Numele de botez, capitane? Harriet. Numele de familie? McNamara. Câtă precizie! Locuiește desigur cu sora ei, nu-i așa, capitane? Desigur. Villa Albert, strada Victoria. Vă rămân îndatorată, domnilor. Pe toți dragii, am scăpat cu bine. Îmi pare rău, domnișoară, ceilalți doi au șters-o pe ușa din spate. Client vechi. Trebuie să fie de treabă, Marlen? Da, domnișoară, spuneți-vă, rog. Vei părăsi hotelul împreună cu aceste două domnișoare și nu le-ai lăsat să scape până nu stabilești cum le cheamă și unde locuiesc adevărat. Ce? Vai! E numai bine cu dumneavoastră. Să mergem. Ce înseamnă asta? E numai bine dumneavoastră, domnilor. Nu fac decât datoria. Datoria și siliți pe aceste doamne și domni. Datoria, iar datoria mea este să salvez aceste doamne și domni onorabili de legile preocrotitoare a acestei țări. Vale? Gata de atac! Lasă domnule să treacă! Mai e mulți atenți afară! Da, domnule, la dispoziția dumneavoastră! Ce-ai făcut, domnule? Ce m-ai făcut? Ești ok? Și grupul dumneavoastră va plăca acum sub stare de arest. De ce? Pentru atac împotriva unui polițist în exercițiul funcției. Veți îndrăzni să ne țineți până dimineață? Nu e mult, colonele. Acum eu rămân în zoare și le desfii judecați. La ce simți? Cea din strada Mulberry. Și cine e magistrat? Domnul Poschet. Thank you.
fost răniți în schimbul de focuri de armă. Sezonul estival 2024. Ploi torențiale și inundați în toată țara. Domnul Poschi n-a venit încă. Încă nu, da. Bună dimineața, Linda. Neața, doamnă Orington. Razie nocturnă într-un hotel din West End. Da, am citit. Caz de atac împotriva poliției. A, ăștia ar fi indivizii ce au făcut scandal ca pe năpușica. Posibil. Dar doamna a protestat, până în zora a protestat, dar au sculat din somn și odată poliția. Sunt și două doamne. Deși, după cum ziceam, în ziua de azi nu e așa ușor să deosebești adevărată doamnă de o doamnă oarecare. Cine se ocupă cu cazul acesta, doamnă? Inspector Messiter. Messiter? Asta zic și-o noroc. De ce? Păi Messiter e al mai prost vorbitor din cadrele poliției. Nu se percepe de rost să-și înfrânge inculpații. Mă scuzați, doamnă Orington, dar de atâția ani de când am citit să vă cunosc, nu m-am auzit niciodată cu eșar foarte de arătoasă. Într-adevăr, Lisa. Dar astăzi este o zi excepțională pentru mine. Astăzi este ziua mea de naștere. De aceea v-am găduit o mică abatere de la sobrietatea vestimentației mele. Mărturisesc că mă voi simți puțin jenată dacă domnul Poschita vă considera ca o lipsă de respect față de tribunal. Nu, din somnă, doamnă. Nu știu, domnul Poschita se îmbracă foarte pedant, iar cravata lui este invariabil neagră. Totuși, aniversarul nu se sărbătorește în fiecare zi. Eu vă doresc să fiți sănătoasă și să nu mă faceți probleme. Îți mulțumesc, Linda. Bună dimineața, Linda! Bună să ne întâlnim și dumneavoastră, să sunt obișnuită să vă văd mai sprinde și mai bine spus. Nu, mă simt destul de binișor. Am avut o noapte cam agitată. Linda? Da, să? A întrebat cineva de mine azi dimineață? Nu, săr. Vreun trimis din partea doamnei Poschet să se intereseze cum mă simt? Nu, săr. Eu fi băiatul ăsta. Îți mulțumesc, Linda, asta e tot. Pe unde o fi băiatul ăsta? Dacă cel puțin mi-aș putea aminti unde și cum l-am pierdut, cred că era prin cartierul Kilburn, ia să recapitulez. Mai întâi am căzut cu balconul. Și săracul n-a pățit nimic, fiindcă eram eu dedesubt. Apoi ce s-a mai întâmplat? Atenție, papacule, suntem urmăriți. Abia pe urmă a început distracția. M-am întors la timp să ajung la tribunal. Doamne, ce îngrozitor mă simt și tare, mă dor toate încheieturile. Intră! Domnul White dorește să vă vadă, săr. White, adu-l încoace. Din partea Agatei, cu siguranță. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, White. Cum se simte domnul Ferrington? Foarte bine, n-aș zise acasă când am ajuns, domnule. Unde poate fi băiatul ăsta? Și doamna Poschet, cum se simte, White? Foarte bine, cel puțin așa cred. Nici dânsa nu s-a întors încă acasă, domnule. Nici dânsa nu s-a întors? Da, domnișoara Ferrington. Foarte bine. Nici dânsa nu s-a întors? Nu, domnule. I s-a luat beagă de pe inimă. Mare crai. Bucătarul crea că dumneavoastră știți că nu s-a întors, domnule. Desigur. Ia imediat o trăsură până la Camp David și adun vești despre starea doamnei Jenkins. Spune-i doamnei Poschet că mă întorc acasă de îndată ce curtea și încheie deliberările. Da, domnule. Și apropo, Poaic. Nu e necesar ca doamna Poschet să afle că eu și cu ce s-a fost plecat aseară. Are și ea destul de griji pe cap. Spune-le celorlalți angajați că voi știți să răsplătesc discreția lor, așa cum am răsplătit-o și pe a ta. Cel mai apropiat magazin să-mi cumpăr o cravată. O cravată, săr? Da, o cravată, cravată. Ce fel să fie cravată, săr? Una ca pe șarfa doamnei Orpington. Ca aceea pe care o purtați dimineață? Da, desigur. Ok, și la ce preț? Cea mai scumpă.
Du-te și cere-i lui Waik, poate ți dă el. Se pare că ești puțin răcită, Ormington, cumva obrăcită? Da, poate ați observat ce brocoroase sunt nopțile. Foarte, foarte brocoroase. Singura cale ca să spui sângele mișcare e să alergi cât poți de repede și cât te țin picioarele. Să pui cât poți de repede. Ceva important în dimineața asta? Am trecut în evidență în evenimentele serii și ce să zic, nimic grav sau foarte și din comun, nimic deosebit la prima vedere. Singura problemă serioasă s-a evitat în urma descinderii de la hotel de prințes. Hotel de prințes? Inspectorul Mesiter a găsit acolo, la ora 1 noaptea, patru bărbați și două femei care pretindeau că și-au cina. Întâlnirea aceasta era cel puțin ciudată. Doi bărbați au vrut să scape. Ca să vezi, mă surprinde. Cei doi chiar au scăpat? Da, dar și-au lăsat amprentele și se crede că în cele din urmă se va da de urma lor. Crezi că merită? Poliția are și va avea o groază de treburi de rezolvat. Dar dacă poliția și-a pus în cap să-i capturize pe toți, mai bine să nu-l înlocuie. Nu, desigur, ce-mi pasă mie? În urma cercetărilor, s-a găsit de cuvință ca cei patru să fie băgați la arest. Bine, a făcut ceilalți doi că nu s-au lăsat prinși. Scuze, mă spui că avem patru inculpați. Da, Veneția se-i fi împotrivit poliției. Primul atac a avut loc la hotel. Al doilea, în mașină dus spre circumscripție. În mașină se aflau în acel moment 5 persoane. Cele două femei, cei doi bărbați și inspectorul. Ca să vezi, poate cine știe, ori fi sărit toți patrule. Noi cine-s nefericiții? Bărbații au anumit poziție socială. Alexander Lukin, colonel. Îl cunosc pe colonelul Lukin. Suntem vechi colegi de școală. Foarte trist. Celălalt este Horace. Și celălalt? Vale, capitan, pușcaș din Shropshire. Și doamnele? Își spun Alice Marine Fitzgerald și Hered McNamara. Care dintre ele s-a fost cu mine sub pătură? Pentru moment, nu se identificate de poliție, pentru că au furnizat adrese incorrecte, iar raportarea lor e refractară și violentă. Care m-o fi ciupit. Am menționat acest caz deoarece pare să necesite sentințe foarte severe. N-ar fi potrivit un avertisment drastic de acelor două persoane care au fugit? Nu cred. Țineți seama, domnul Boschet, că nu este vorba numai de o sfidare a legilor în vigoare, ci și de un atac împotriva poliției. Da, ce-i drept, nu e bine să te pui în calea poliției, tocmai când e pe cale să întreprinde ceva. Cravata dumneavoastră, să. Așa, dar a venit fără cravată. Ce chestie asta, chiar seamnă că e șarfa doamnei Warrington. Doamne sfinte, e respingătoare! După câte știu, sări, este la fel ca a doamnei Warrington. Poate nu ați mai deschis-o. Doamna Warrington n-ar putea fi fost purtând o asemenea culoare oribilă. Da, într-adevăr, eu îmi pare nespus de rău. Warrington, chiar așa? S-a nimerit să purtă așa ceva pentru prima oară în 25 de ani. Vai, iartă-mă, totul pare să fie împotriva mea azi. A costat 100 de lire și 9 șilingi. Și am adus toți banii pe care mi-a dat, gândind că poate ar vrea să-i priziți mai cu atenție. Sau să, dacă n-aveam bani la mine, mă făceam de baftă în magazin. Pe toți dracii, întâi unul, apoi celălalt, ce mai bag cu banii ăștia? Doi pensi, o ai că o să-i spună totul la gate. Of, toate sunt împotriva mea. Cei la numărul 3? Dragă Poschet, fii generos și primește-mă înainte de ședința tribunalului. Alexander Lukin. Sărmanul, dragul meu, Lukin, ce naiba să fac? În asemenea de mers este absolut ieși din comun. Totul este ieșit din comun azi, șarfa dumitale este ieșită din comun. Acest arestat este invitat să supeze cu mine astăzi și asta e ceva ieșit din comun. El este nașul fiului, primului soț al soției mele și asta e oarecum ieșit din comun. Învinuirea este prea gravă. Bine, dar sunt și eu om, nu numai magistrat Ormington, dă-mi un sfat.
întrebări, puteți apela la propria dumneavoastră conștiință pentru aprobarea cererii colonelului Lucky. Da, chiar așa fac. Consim să-l primesc pe colonelul aici imediat. Linda să intre. Nu, Warmington, nu mă lăsa singur, că o să mă bați pe umăr. Ori de câte ori voi fi înclinat să fiu mai ieșit din comun decât de obicei. Sărmanul Boschet. Sărmanul Lupin. Cred că a stat toată noaptea să-și aștepte nevasta, bietul băiat. Cum mai duci, Boschet? Îmi pare rău să te văd într-o situație atât de îngrozitoare, colonel. Pe toți dragi și mie îmi pare rău să te văd intrat într-o asemenea dandana. Ia uite, ne-am dat și în time să furisiți. Sergent, cred că îi se poate oferi colonelului un scaun. Dar dânsul stă pe scaun, săr. Iertați-mă, am uitat unde mă aflu. Luați loc. Alexander Lukin, nu vă vorbesc în calitate de om, ci de instrument al legii. Sunt obligat să vă spun că mă umpleți de durere și de uimire. Foarte just, fiecare meseria lui. Mai departe, fost. Alexander Lukin, colonel britanic, apare aici, arestat, contuzionat și desfigurat în mod lamentabil. Toate acestea constituind mărturie evidentă a unui conflict cu acea forță al cărei demn reprezentant sunt. Atunci, dacă e vorba așa, nu văd un obiect impunător la tine în dimineața asta. Lukin, nu arăți mai puțin răbășit decât mine, iar înfățișarea ta arată că nu ești totul inocent cu tot tribunalul tău. Lukin, asta-i prea de tot. În privința ținută aici, niciunul dintre noi nu pare a fi recent scos din cutie. Da, și te implor, respectă statutul legal. Îți mulțumesc, bă. Lukin, eu ți-am spus ce am avut de spus. Rămâne ca dumneata să expui motivul pentru care ai solicitat această penibilă întrevedere. Desigur. Știi desigur că sunt singur în afacerea asta. Bă, încă trei persoane par a fi inculpate împreună cu dumneata. Așa e, alți doi au spălat puțin. Niște lași, dacă pun mâna pe ei, praf îi fac. Lukin, îți dau de lucru, Boschet. Eu și Horaz Vale suntem gata să suportăm consecințele năsăbuințelor noastre. Însă, Boschet, în acest caz mai sunt implicate și două doamne. Un asemenea caz nu este fără precedent. Două doamne neajutorate, disperate, îngrozite. Alice Menin, Fitzgerald și Harriet McNamara. Ah, Lukin. Nu știe nicio favoare pentru mine sau Vale, dar își cer să le dai drumul imediat celor două persoane. Este timpul să intrați în instanță, sir. Acuzația împotriva colonelului Lukin figurează prima pe listă. Îți mai acord o ultimă șansă. Dacă îți scriu pe o bucată de hârtie numele reale ale acestor doamne, te retragi o clipă fără martor să le citești? Categoric nu, colonele. Nu pot fi indulgent, mai ales când este vorba de un delict care, după părerea mea, este la fel de negru ca și cravata mea. Atunci nu mai e nimic de făcut. Trebuie să afli adevărul adevărat de față cu toată lumea. Cele două doamne inculpate alături de mine sunt... Sergent, colonelul să fie condus imediat pe banca acuzaților. Ce ai spus, domnule? Ce ai spus? Lukin, cred că am unde avem treburi. Ești bun să mă scuzi. Mi-ai ținut o lecție de morală, m-ai tratat cu dispreț, m-ai umilit pe mine, un soldat. Mi se face milă de tine. Adio. Ah, slavă, domnule, că s-a terminat cu corvoada asta. Cred că sunt gata să-mi îndeplinesc obligațiile cotidiene. Mergem în instanță? Firește, să. Cred că am apărat cum se cuvine onoarea acestui tribunal, nu-i așa, Orminte? Ați apărat-o în drag de păr, vă mulțumesc, săr. Dă-mi brațul, nu mă simt prea bine în dimineața asta și convorbirea cu colonelul Lukin m-a turburat. Iertați-mă, domnule. Domnul Păscu să vedeți și să intre în instanță. David Jenkins m-a trimis înapoi să vă spun că n-am văzut-o pe doamna de o săptămână și mai bine. Doamna Păscu s-a dus împreună cu domnișoara Ferinder la Lady Jenkins. N-au ajuns acolo, domnule. N-au ajuns? Nu, domnule, și oricât de hotărâjită este trăsura, nu-i de crezut că încă se mai află pe drum. Warmington, ceva nu e în regulă. Nu știu să vă sărb, nu vă alarmați, trebuie să mergem în instanță. Cum să nu mă alarmez? O să-i spun sergentului Linda să dau trei dosarul cu persoanele pierdute azi, amate suspecte câini pierduți. Warmington, eu și cu doamna ne-am certat aseară. Nu vă mai gândiți la asta. Să ne auziți pe mine și pe soțul meu. Haideți să mergem în instanță. Prima serie se află pe banca acuzaților. I-au zis pe toți patru. Hei, te-ai întors? Da, așa se pare. Eu parcă ți-a fi cald. Parcă nici ție nu ți-a fi. Eu m-am legat după două doamne. Și eu la fel. Dacă știam, ți le împrumutam cu curospare noastră. Nu se poate așa ceva! Doamne, ce-a fost asta? Cele două ale noastre, nu le băgam seama, au un abădăi. Și încă acum îți blânde, da, să le dizmeacă. Ascultă, bătrâne. Stăpânul tău întreg la cap? Îl spun că da, de ce? Am eu un motiv special să te întreb. Ți-a zis vreodată să-i cumperi ceva și să păstrezi restul? Cum adică? Adică îți dau vreodată ceva pentru ostenirile tale alimentare, vreau să zic, bacșiș? Da, cât crezi că mai ai dat seara?
Nu știu. 2 pence, să-i cumpăr o umbrelă nouă. Măi, să fiu anali, tot 2 pence mi-a dat și mie să iau o cravată de mătase. Și mi-a dat și portofelul. Părerea mea e că domnul Poschi te-a dat omintea copiilor. Lăsați-ne să facem! Doamne, ce s-a întâmplat? Ți-am zis că-i țignic. E țignic! Cine-i țignic? Nebunul, nu mă ține de vorbă, mă duc la datorie. Ia uite-l pe stăpân ce dă din mâini și ce furios îmi dea pe să vă arestați. Cine ori fi arestați? Doamne, este doamna! Dormită, cele două doamne le cunosc. Totul e în ordine, sau totul e în ordine, liniștiți-vă. Nu mă simt bine, ce mai am de făcut? Nu mai aveți nimic de făcut, tot ce ați avut de făcut, ați făcut. Dar ce am făcut? Ați procedat absolut legal, ați spus chiar vorbele mele. Domnul Lișa a recunoscut vinovăția. Vinovăția? Da, domnule, și i-ați condamnat. Le-am condamnat? Da, sir, la 7 zile, fără drept de apel. Vai! Abia ora 9 este îngrozitor de devreme, iar eu trebuie să vin la 4. Mă întreb de ce nu am același entuziasm pentru cele două fetițe pe care le-am editat la Russell Square. Betty, ține-mi capul ridicat să te întreb ceva. Da, dragule? Crezi că o adevărată doamnă s-ar mărita cu un bărbat fugărit de un polițist? Nu, sigur că nu. Păi ce întrebare asta? Cine ar face așa ceva? Află, Betty, că eu am fost urmărit de un polițist. O, nu. Asta nu. N-am fost prins. Știi, doar urmărit. Și în drum spre casă am ajuns la concluzia că trebuie să pun ordine în viața mea. Betty, crezi că aș putea face declarație că mă însor cu tine când voi face 21 de ani? Nu fii copil prost, firești în caritatea. Atunci așa și voi face. Când mă voi gândi să mai fac vreo prostie, mă voi gândi că pot pierde cea mai frumoasă fată din lume. Și chiar așa ar fi. Mai bine o scriem acum până nu trece amețeala. Acest băiat prostul și nebunatic ce ești. Acum nu o să se mai gândească atât la aia. Micul sunt este victoria mea. Dacă nu te simți bine, vrei să-ți dictezi ce să scrii? Să domnul Ferindă scrie ceva foarte important. Ah, o trăsură la ușa noastră. E mama, eu am șters-o. Ce zici, nu te-ai terminat promisiunea, nu te-ai terminat promisiunea! Să vină în ordine, să sprijiniți-vă de brațul meu. Ce s-a întâmplat? Domnul e în ordine, fătucă. Du-te și adu o picătură de coniac și apă. Ai, nu mai puneți atâta la inimă, săr. La fel s-ar fi putut întâmpla oricare om însurat. Acum totul a trecut. Eu trebuie să alerg înapoi la tribunal să văd dacă o trimis după domnul Bulamin. Soția mea, soția mea! Lăsați, săr. Ce contează 7 zile?
că gentlemanii însurați n-ar vrea să scape de neveste și 14 zile. Treacă, lasă-mă singur. Cum doriți, sir. Nu mai e nevoie să simt mai bine. Dacă vă face plăcere, bucătarul vă trimite complimente și ați fi încântat să treceți pe la el înainte de plecare. Mă rog. Agata și Lucin, Agata și Lucin cinând împreună la hotel de prinses, în timp ce eu eram acasă și dormeam. Adică ar fi trebuit să fiu acasă și să dorm. Este îngrozitor. Babacule, pe unde te-ai vânturat, babacule? Pe unde m-am vânturat? M-am vânturat pe la Kilburn, derpedeule. Când o să-mi vin în fire, am să-ți vântur o curea pe spinare de o să mă ții minte. De ce? Pentru că m-ai împins pe calea pierzaniei, băiatule. Relația nefasă cu dumneata m-a corupt. De ce m-a abandonat la Kilburn? Când te-am văzut să iei de puteri, m-am îndepărtat ca să trag polițiștii după mine. Ai făcut tu pentru mine asta, Cis, băiatul meu? Oh, ce încurcătură suntem. Te-au prins? Nu, dar știi cine erau cele două doamne care cineau la hotel? Nu, tu știi? Dacă știu, erau mama și mătușa Charlotte. Mami și mătușa Charlotte? Ha, 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 babacule, ce festă, babacule! Mami și mătușa Charlotte! Festă? Află că au fost duse la circumscripție poliție. Mama mea! Au fost interogate de magistrat și condamnate. Condamnate? La 7 zile închisoare. Ce zile să faci? În primul rând, o să o scot pe mama din temnița aia, iar apoi o să rup fiecare care o scior din osul acelui magistrat. Ce? Nu-i decât un nenorocit care și-a făcut datoria. Datoria? Să trimită soția altui magistrat în închisoare? Oi, fiu doar un copil, dar știu ce înseamnă etică profesională. Haide să ne eliberăm, la ce circumscripție? Cea de pe strada Mulberry. Și cine-i magistratul? Eu sunt. Dumneata, ai îndrăznit să o întemnițezi pe mama? Vino acum să o scoatem! Dragul meu, Boschet! Veni să o eliberați pe mama! Lasă-mă în pace, domnule, este liberă! Cum adică? Am reușit să o salvez. Cum? Când s-a făcut rău, Warmington a trimis după mine. Și aflu de la baletul tău în ce situație îngrozitoare se află doamna Poschet. Lăsați-o pe mama în pace, continuați. Și mi-am zis, asta nu se cade. Trebuie să scopui oamenii ăștia patima curată. Că nu sunt atât de blestemat de conștiincios ca tine, Poschet. Foarte bine, foarte bine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să închid o tabletă. Ce-ți la subiect? Atunci i-am spus lui Warmington, Poschet era un non-compost mentis când a auzit acest caz. Așa că îl voi redeschide de îndată. Voi redeschide de îndată procesul. Asta am și făcut. Și ce crezi că am aflat de la proprietarul localului? Ce? Că acest tânăr, șnapan, domnul Farrington, a închiriat o cameră de hotel la Hotel de Princess. Pe asta o știm. Și că a fost acolo aseară cu un vulgar agent de bursă pe nume Skinner. Și eu mai departe, mai luați o tabletă. Toți au spus că, ei bine, legea care mie mi se pare perfectă, permite un cetățean care are închiriat un apartament mic într-un hotel să bea și să mănânce cu prietenii săi toată noaptea. Și? Toți au fost descoperiți în aceeași cameră. Chiar așa au fost, chiar așa am fost. Și am sărit în scaunul meu de magistrat. Aceste persoane par să fie rudele sau prietenii unor chiriași a hotelului. Chiar așa și este. Așa încât amân procesul pentru o săptămână, pentru a-i da domnului Farrington posibilitatea să declare că aceste persoane au fost musafirii lui. De 3 ori una pentru domnul Bulami! Și după ce am mostrat polițiștii pentru intervenția lor, am eliberat femeile pe cauțiune. Și bărbații? Din nenorocire, Warmington, dintr-un exces de zel, i-a trimis la casa de corecție înainte de a ajunge acolo. Îmi pare bine, sunt niște desfrânați, îmi pare bine. Vai, domnule, au sosit doamna și domnișoara Farrington într-un hal. Mamă, babacule, te și explicațiile. Oh, salvatorul nostru. Prietene! Frumoasele mele, doamne! Se simte voiam meu! Mai bine ca oricând! Și individul care s-o condamnat
propriei soție și cumnate la cânările demniței? Poschet, da, el. Se simte destul de bine ca să audă ce crede soția lui despre el. Asta s-ar putea să-i provoace o nouă revine a crizei. Este datoria mea să-mi asum acum acest risc. Mâncare! A gata, Poschet. Domnule! O să aibă loc o explicație. O să aibă loc o explicație. O să aibă loc o explicație. Cum îndrăznești să mă privești în ochi, doamnă? Cum îndrăznești să mă privești în ochi, domnule? Ți-ai trimis soția la închisoare pentru simplul fapt de a fi brâncit un polițist oarecare. Nu-mi dădeam seama ce fac. Nici atunci când ai poruncit nori, doamne, să-și lice boalurile și să-ți arate fața pe banca acuzaților, fără asta nu s-ar fi descoperit cine suntem. Ai aperat de datoria mea. Datoria. Nu mai pup tu să mergi de acum încolo singur la slujbă. Te dreptează destul cu viața desfânată de holdei. Mai ești expert în arta de a te ascunde. Dacă eram expert, nu mai fi recunoscut azi noapte. Când ai vrut să te ascunzi, ai ales un loc unde se afla doamna. Aha, și cine m-a ciupit, tu sau Charlotte? Eu, Charlotte este necăsătorită. Sper măcar că ai apreciat purtarea mea de sub pătură ca fiind una respectabilă. Nu știu, eram prea așteptată ca să observ. Echivoc, numele tău e femeie. Deci, străbălatule, nu ar fi trebuit să știi asta. Soția mea nu poate cina în secret cu militari libertini. O să bag divorț, doamnă. Etneas, domnule Poschet, să știi că orice se va întâmpla, nu vei obține tutela băiețelului meu. Tutela băiețelului tău? Dar, Agata, el a fost geniul cel rău. El a fost cel care m-a făcut să-mi pierd toți banii la un joc numit artificii. El a fost cel care mi-a încețoșat mintea cu obscurele lui speculații privind cursele de cai. El a fost cel care m-a făcut să mă umilesc, mituindu-mi servitorii și fugind de poliție. El? Și sal meu? Băiețelul meu? Încetează cu mine. Mami, unde ai fost? Nerușinat ce ești! Îndrăznești să închidezi apartamente la hotelul Prințes? Da, și tocmai ca să pun capăt acestei situații, m-am dus aseară în Strada Mic. Nu fi supărată, mami. Eu te-am scos din bucluc. Dar tot tu m-ai băgat pe mine în bucluc. Ce să-i faci? Nu poți îmi băga capra cu varza. Nu-i vina babacului, asta-i. Jură. Nu, el nu știe ce aia jurământ. Îl cred. Eneas, acum îmi dau seama că toate acestea s-au întâmplat în urma lipsei mele de sinceritate. Eneas, te-a mințit. Cis nu are 14 ani, are 19. 19? Asta da farsă, mami. Uite în camera asta, domnule. Întotdeauna am crezut că ceva e neregulă cu mine. Să fiu al naibii de rus înapoi pentru vârsta asta. Agata, cum pot fi eu sigur că mâine Cis nu o să aibă 25 de ani? A, nu, ți-a pus mai rău, a trecut. Pe toți dragi, Poschi. Luchi, în dragul meu. Știi că ai în fața ta doi nenorociți de deținuți? Eu și colonelul Luc. Eu și capitanul Vale. Domnule, a fost o greșeală. Domnule Poschi, mă supoc, domnule. Mersi tăriți de jos și spune că... Mersi tăriți că Isidor jură că dumneavoastră este domnul care a plecat atent la mic. Ce? Eu să-ți la public, domnule! Jocul dumneavoastră s-a terminat, domnule. Ați fost la dumneavoastră, te-ai făcut de pihană!